Salut, sunt Ebolas. Salut, eu sunt Plată. Și o să prezentăm azi un match între Trust și SB. Avem și sponsorii acolo în față, Rocket respectiv Gigabyte, mă rog, fiecare cum își așează în denumire. Două echipe foarte, foarte bune, un match, zic eu, foarte interesant, era bine cotat acolo, urmărim cum are ratingul pe site, să-l putem downloada și prezenta. Sper să fie o confruntare interesantă. Am urmărit de asemenea și picurile pe care le-au făcut băieții la CM. Acesta este un AP și cred eu că sunt destul de impresionante. Da, noi am mai avut un meci comentat cu cei de la SB, dar nu am putut să-l abladăm din cauza unor probleme tehnice. Să sperăm că o să avem parte de un meci interesant, mai ales din picuri, din ce văd eu, s-ar putea să fie foarte, foarte interesant. Vedem că au ales băieții de la Trust, Broodmother, Shen, Crystal Maiden, Pugna și Alchemist, iar cei de la SB, Doom, Tiny, Razor, Vengeful Spirit și un erou care nu-l văd, chiar cred că este prima oară într-o confruntare de acest gen, Nerubian Weaver. Da, e un pic foarte, foarte interesant. Sper să vedem niște lane-uri cât mai interesante. Vedem aici trei eroi se duc pe mid, probabil sau se duc spre sus, nu-mi dau seama. Trei eroi de la SB, Tiny, Lucifer și Venge pe linia de sus. Destul de bizară poziționarea. Razor solo mid și probabil o să fie Waver-ul jos, solo. Suspect. Oricum, Broodmother-ul e clar, o să stea solo sus. Iar jos aici vedem Alchemist CM. Probabil o să fie ajutați de Shen sau Shen o să facă pădure. O să farmeze pe acolo, nu-mi dau seama exact. Oricum, Pugna e clar, o să stea mid. Să vedem dacă o să rămână lane-urile așa sau dacă o să se schimbe ceva pe parcursul meciului. Din câte observ eu, s-ar putea să aibă acest Vengeful Spirit Roamer cei de la SB și cum spuneai și tu, s-ar putea ca acest Shen să vină să surprindă poate jos, poate pe mid, acolo cu un gang, ceva. Să vedem. Sunt chiar foarte curios ce se va întâmpla pe lane-ul de sus. S-ar putea ca acest Broodmother să nu-l vedem foarte farmat, mai ales dacă băieții își aduc din bază niște sentry-uri. Văd că au avut mai devreme sentry-ul pe Doom, le-a luat acum Vengeful Spirit. S-ar putea să fie un gang sus dacă nu este atent acest Broodmother, mai ales că au băieții și sentry ward. Să vedem. Da, e greu acolo să te menții. Da, în mod sigur, Broodmother-ul deja stă foarte... Nu a sesizat că au avut acel sentry ward și s-ar putea să pice în acest moment. Tiny se duce după First Blood acolo. Da. În acest moment tocmai a luat First Blood. Foarte frumos, foarte bine au așteptat băieții de la SB, au făcut acel transfer de sentry-uri de pe Doom care era pe linie pentru Vengeful Spirit care a venit din pădure, a plantat ward-ul și au luat kill-ul. Da, e destul de dificil Broodmother-ul, deși îl știm un foarte bun lane destroyer și un solo laner de săvârșit dacă pică în acest caz contra 3 eroi pe linie și aceștia sunt inspirați să-și aducă și din primele minute ale jocului Sentry Wards, cum am văzut, reușesc să-i creeze suficiente probleme lui Broodmother și probabil să-l împiedice să nu-și farmeze ca în restul meciurilor în care l-am văzut atingând 100 de creep mai puțin de 20 de minute. Acest lucru o să fie problematic pentru echipa celor de la Trust. Să sperăm că totuși Broodmother știe ce face acolo și se va descurca în cele din urmă. La fel aici pe trilene în jos vedem acest Weaver s-a băgat foarte ciudat acolo între copaci, dar este o dominație mai bună din partea celor de la Trust aici pe lane-ul de jos. Da, Țin Weaver-ul departe, mai ales acest Crystal Maiden cu acea novă, poate să o dea la cooldown aproximativ și îl poate harasa foarte mult pe acest Weaver. Și văd că a plantat niște sentry-uri aici pe mijlocul lane-ului, foarte frumos face pull în pădure Shen-ul ca să poată să îl ademenească pe Nerubian Weaver cât mai aproape de mijlocul lane-ului acolo jos. Broodmother foarte frumos scapă aici sus, low HP și reușește să își dea acel healing solve. Vedem cum încearcă totuși să evite pe cei de la... Văd că nu mai au sentry, dar o să scape, a scapat foarte bine, foarte frumos acolo. A speculat frumos faza, s-a învârtit un pic acolo și a reușit să scape.
Iată, este prins acum Weaver-ul și să vedem dacă o să fie ucis. A luat stun, multe speluri. A, se învârte prea mult, o să-l găsească, da. Da, era clar A că o să... stat foarte bine acolo Shen-ul un pic în spate cât să poată să-l prindă pe Weaver dacă încearcă să se retragă. Probabil s-a încurcat acolo, cred că dacă era un pic mai atent reușea să scape din acea fază Weaver. Da, vedem o oarecare similaritate între linia de sus și linia de jos. Aici Broodmother-ul este preponderent invizibil în aceste pânze și se mișcă destul de rapid, înfruntând un 3 lane. La fel și Weaver-ul jos are cooldown foarte mic la invizibilitate, la acel windwalk, și reușește să se miște rapid pe hartă printre adversarii săi, încearcă să farmeze cât de cât. Liniile sunt ușor echilibrate. Totuși, cred că a murit aici Arachnida sus, a fost ucisă de cei trei eroi a doua oară. Este foarte bine că reușesc să-l împiedice pe acest Broodmother să farmeze foarte mult. Și mai ales că au avantajul de a avea acest erou foarte bun farmer, chiar exagerat de bun, aș putea spune, acest Doom. Are abilitatea aceea de Devour care îi dă bonus gold, ia un creep, îl devorează și ia un bonus gold pe acel creep. Deci pur și simplu farmează o dată și un pic mai repede decât restul eroilor de pe hartă. Da, e un erou care se bazează pe un farm solid încă din early game. O să pune și ceva iteme, probabil o să fie unul dintre carry echipei de la SB, la fel și Razor și Weaver. Probabil Weaver o să meargă pe o radianță. Ar fi recomandat acest lucru și pentru Broodmother, să vedem cum o să decurgă build-urile celor Ar trebui, sunt de părere că ar trebui ca Weaver-ul să încerce să meargă pe un Vanguard întâi, mai ales că este un erou foarte fragil, foarte puțin HP, și mai apoi să încerce să pună iteme de damage masiv, cum este radianța, cum ai spus-o. Da, e indicat să pun un pic de O HP. Să vedem să adopt acest Weaver. cum merge jos aici. Nu reușesc totuși să-l omoare pe Weaver-ul acesta prea des. Nici nu cred că asta este intenția lor. Cred că mai mult vor să-l țină departe de lane. Văd în acest moment că au bine, o să moară probabil Crystal Maiden acum. Da, o să moară din acele furnicuțe care le dă Weaver-ul, Și aproape acei de gândeți. double kill aici. Dar nu cred că o să reușească să ia acel double kill, mai ales că văd că vine și Shen-ul de undeva din pădure. S-ar putea chiar să... O să moară Alchemist, nu? Dacă se întoarce Weaver-ul. Nu, 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 nu cred că o să riște să se întoarcă. Da, am Are riscat. suicid. Vedem în schimb că acel Vengeful Spirit, dacă nu mă știu, nu, Tiny. Tiny culege pur și simplu kill-ul pe harta, a venit acolo, mid, a făcut un gank pe Pugna. Era momentul pentru că deja Razor întâmpina probleme din partea acestui Pugna. Vedem că are turnul low HP și un farm mai slăbuț, dacă nu mă știu. Da. Da, un pic mai slăbuț decât Categoric, Pugna. Pugna este un lane destroyer mult mai bun decât Razor. Nu este, cred că, și un laner la fel de bun, mai ales că Razor începe să atace demențial când a pus câteva iteme pe el, și are și acea abilitate care scade damage-ul adversarului și pune lui bonusul de damage. Foarte, foarte interesant. Cum spuneam și la începutul meciului, niște picuri destul de neobișnuite, nu vedem foarte des Weaver. Să fie un gang mid, nu s-au văzut băieții. Dar jos aici, nu știu dacă mai scapă acest alchemist, s-a băgat destul de riscant acolo O și să-l Weaver îl prinde din urmă. Gata. Asta a fost. Și te spuneam că e slăbuț pe lane acolo, dar văd că se descurcă cât de cât. Are turnul pe roșu, dar se descurcă. Am văzut acum încă un frag acolo făcut pe CM în pădure. Se Îmi plimbă place că frumos, cam. Da, se plimbă. Shen-ul cam static pe hartă. Nu știu de ce nu
se duce la un gang jos sau pe mid acolo, probabil încă așteaptă să-și facă level 6 să poată să dea acea ultimată care face healing pe toată harta. Da, mă mire... Foarte știne acel creep la runa. Da, mă mire sau cel puțin sunt curios să văd dacă și nu o să pună pe el ceva gen Arcane Boots, Mechasm, Pipe of Insight, iteme de acestea pentru echipa lui. Cu siguranță. Aici mid vedem... deja a picat turnul, da. A fost denied, de fapt. Foarte bună intervenția lui Razor acolo la last hit. S-a chinuit Pugna cât s-a chinuit, dar i-a făcut figura Razor. Și așa cum se descurcă foarte bine Weaver jos, vedem care level 8. Zic eu că nici Arachnida sau Arachnia nu stă rău, are level 6, dar a împins foarte bine turnul, acum este Doom forțat să dea deny. O să obțină mai mult lane control aici sus. Poate că da, dar oricum nu cred că o să reușească această Arachnia să dea jos Doom-ul, care este un erou foarte dificil de bătut, mai ales că uite acum... Da, e foarte, foarte dezgangat și ucis. Nu lasă băieții de la SB să, pe Arachnia să controleze lane-ul cum ar vrea el. Da, am văzut multe, multe meciuri în care Arachnia făcea tot jocul practic, împingând linia foarte agresiv. Iată, o contră foarte bună împotriva unui Broodmother. Nu este neapărat un singur erou, cum încercam noi să ne dăm seama acolo, Kunkka, Puck sau alt. Poate, da, poate să fie un 3 lane. Da. Dar vezi cum că un 3 lane acolo sus pentru SB, cu 3 lane și-au pierdut turnul, a reușit Broodmother-ul să facă presiune de ajuns de mult încât să ia acel turn sus. Da, dar... Și pe partea de jos la fel au pierdut turnul. Dacă nu farmează la... Windrunner ce prostie. Dacă nu farmează acest Broodmother, ușor o să-și pierdă puterea de a controla linia și o să aibă mari dificultăți. Vedem aici jos fight-ul foarte interesant, să vedem dacă va reuși Razor să omoare Crystal Maiden. Cred că o să îi prindă alchemist pe amândoi și o să ia kill-urile pe amândoi, mai ales că Vengeful deja nu mai are mana să casteze un stun. S-a băgat acolo urât. Foarte nehotărât. Da, e foarte nehotărât acolo. Și... Da, a fost foarte, ucis. Foarte frumos a fost acolo intervenția lui Razor peste Roșan. Bună tactica, ce-i drept. Da, decât să ia adversarul banii, mai bine faci un suicide din acesta în pădure sau la Roșan, cum a fost cazul de față. Văd că în acest moment pe Broodmother l-au lăsat singur băieții de la SB. Da, ți-am zis că poate fi destul de agresiv acum că a picat primul turn, poate să controleze linia ceva mai bine, își împrăștie pânzele și se mișcă liber pe acolo. În orice caz, vedem că au un stil foarte agresiv cei de la Trust, împing toate liniile, au luat câte un turn pe fiecare, mid, jos și sus. Să vedem dacă o să continue în același stil de agresivitate, să vedem dacă joacă exact cum trebuie să împingă liniile, având Pugna, Alchemist. Sunt destul de curios, da, exact, au mai ales acești eroi care pot să împingă linia lejer. Pe când eroii de la SB, middle și late, mai ales acel Razor și Nerubian Weaver. O să fie chiar o forță incredibilă acest Nerubian Weaver dacă reușește să pună pe el un Vanguard și Radiență, după cum ai spus, nu? Probabil și cei de la Trust sunt conștienți de acest lucru și de aceea insistă pe lane push și lane destroying. Vedem și Shen-ul vine până la urmă pe linie cu acele animăluțe să facă cât mai mult haras. Vedem aici s-a băgat foarte ciudat Venge între eroii adversi și moare. Da, foarte frumos a combinat acolo Shen-ul animăluțele. A dat stun la acel Nerubian Weaver. S-ar putea totuși să-l coste. Văd că-i face chase. I-a devorat pur și simplu Doom-ul centaurului. Da, foarte, foarte simpatic această fază.
A zis, ce mă, ce trebuie ție, Crip, dă-l încolo. Interesant la acest Doom este că atunci când mănâncă un Crip, îi moștenește oarecum abilitățile. Un lucru destul de... Da, acest skill a fost băgat de curând. Bine, oarecum de curând. În versiunile trecute, pentru cei care joacă Dota de foarte mult timp, știu că nu a fost această abilitate. Aveau divorul, dar pur și simplu nu știu și abilitățile Cripului care îl devora. Foarte utilă chestia asta. Da, am văzut pe site, pe dota-vidcast.ro, câteva sugestii de comentariu să vorbim un pic despre ce face fiecare erou pe el și de ce. Evident, Doom-ul pune Power Threat și apoi Vanguard pentru cât mai multă viață și să supraviețuiască cât mai mult într-o luptă. Ar putea să pună și un Aghanim sau alte iteme de acest gen. Vengeful Spirit nu trebuie să pună multe iteme, e un erou de suport, trebuie să aibă Dust în permanență, Ward-uri, Magic Wand-ul e foarte bun, TP pe el cât mai des posibil. Tiny, în schimb, nu știu ce o să fac în acest match, nu se vede clar pe ce se îndreaptă, n-are decât Boots în acest moment. Probabil o să pună și un Dagger, ceva. Arachnida, de asemenea, nu știu ce o să facă, o să vă spunem în momentul în care pun ceva mai multe iteme despre ce e vorba. Razorul, cred că o să facă Mechazm, ceea ce mi se pare foarte ciudat. Am observat pe Regen Razor la Aleria aleg să pună un erou pentru suport pentru că sunt mereu acolo prezenți la fază și farmează mult mai ușor decât ar farma un suport pentru acel item. Și mă gândesc că din această cauză s-ar putea chiar să bage un Pipe of Insight pentru acel 300 spell reduction. Dar să vedem, da. Să vedem pe ce foarte vrea el să-mi. Angajamentul aici a pus Ward-ul pugna la timp și face foarte mult damage eroilor adversi, dar au și multă viață, ce-i drept. Da, nu știu dacă o să reușească să au prins acum pe CM, o să pice și CM-ul nu are foarte multe șanse. Văd că vine acest alchemist, ar putea să se bage acolo foarte aiurea și nu, noi mai fac cei băieții de la SB. Ar fi putut cei drept să se întoarcă măcar doi dintre ei, Tiny, Razor sau Nerubian, Weaver-ul, sigur ar fi reușit să facă acolo încă un kill. Îmi place că, iar, după cum am spus, Arachnida sus nu are probleme, dă înainte, își face autostrăzi. Nu vedem niciun farm incredibil din partea lui. Da, 55 de creep în 15 minute nu e așa mult, dar să ținem cont că totuși a fost gangat de 3 ori la început, da. A stat versus 3 lane, e decent, aș putea spune, decent. A început să se descurce deja mai bine. A pus Tiny, cum spuneai tu, că nu știai, uite, a pus Arcane Boots acum pe el. Și da, o să farmeze cu siguranță mai bine și mai repede pentru acel dagger. Are acel combo de spell-uri cu care poate să bată un val de creep instant. Da. Dă acel toss și acea avalanșă și gata. Bine, invers, avalanșă și toss. Știi ce e interesant de urmărit? Evoluția dintre Lucii și Alchemist au un farm similar și un item build până în acest moment similar. Deci sunt un fel de replică în oglindă. Da, cred că a observat și Doom-ul acest lucru și și-a dat seama că într-adevăr o să fie niște faze în care o să trebuiască să rămână ori Doom, ori Alchemist în picioare acolo și probabil cine rezistă cel mai mult în luptă o să aibă succesul mai mare. Pentru că Doom-ul nu este chiar un erou de damage dealer, ci un erou care trebuie să aibă o anumită rezistență teamfight ca să poată să își placeze acel level dead și ultimată la timp. Uite, după cum vezi aici, ce-a dat toți și a dat ultimată lui Shen. Da. Spune, trebuie să stea mult timp în viață să poată să-și arunce acele spell-uri devastatoare. Exact. Cu cât rezistă mai mult, cu atât mai bine. Și probabil alchemistul o să meargă. Mă gândesc, ia să mă uit la farm. S-ar putea să meargă pe o radianță sau ceva. Da. Totuși, uite, cu Vanguard pe el tot îl bate Weaver-ul, întoarce înapoi.
Da, păi Weaver-ul are foarte mare damage, speed și așa mai departe și face și un damage considerabil cu, cu acel Shukuki spell, acel Windwalk. Îl dă la un cooldown destul de redus și, mă rog, poate să-și haraseze adversarii destul de bine acolo. Am observat în ultimele minute ale jocului că cei de la SB joacă destul de agresiv pe defensivă, adică îi surprind pe băieții de la Trust în poziții nefavorabile și acolo i-au prins și la impădure și jos pe linie și le arată câteva scheme de luptă, prind așa câte 2-3, îi bat și apoi se retrag, obțin un avantaj, îl mențin, apoi iar surprind o fază de acest gen. Dacă se va continua acest lanț de întâmplări, cred că o să își mărească avantajul considerabil cei de la SB și o să fie greu de prins din urmă. Uite aici un item build nou pe acest Tiny și-a făcut acel drums item relativ nou, da. Ancient Jungle of Endurance, care dă bonus de movement speed și attack speed, acea aură. Foarte, foarte bine a luat acolo acel item, mai ales că Arcane Boots are cel mai mare speed, bine, imediat sub teleportul acela, înapoi a travel-ului imediat. Are plus 65, în schimb, un Power Threads are plus 60, dacă nu mă înșel. Iar Face Boots la fel, tot 60. Asta dacă nu mă înșel. Știu că trebuie activat ca să capeți acel bonus de speed. Da, vedem aici, a rămas de ceva timp Tiny contra Blood Mother. E o contra foarte bună Tiny, vedem și level 13, incredibil de mult. Cred că cel mai mare level de la el din echipă, da, este Tiny cu Razor 13 și cel mai mare level este doar 11 la echipa adversă, Blood Mother cu Alchemist. Foarte bine speculează Tiny această linie pentru că poate să-i țină piept ușor lui Blood Mother, folosește avalanșă toți și distruge toți acei minions, broodlings aceia. Arcane Boots este genial pe Tiny, îi conferă siguranța acolo pe linie și astfel poate să domine și să facă level imediat. S-au băgat un pic neatenți aici cei de la SB. Da, a fost un pic în dezavantajul lor faza. A speculat foarte bine acolo echipa de la Trust și i-a împins înapoi pur și simplu pe băieții de la SB. Nu prea, până nu reușesc acești eroi Razor și Nerubian Weaver-ul să pună niște damage chiar foarte mult pe ei, nu cred că o să aibă foarte mari șanse în fața celor de la Trust. Bine, momentan la modul aceste team fight-uri au mult burst damage cu acel Pugna și Broodmother și CM-ul acela în echipă care le conferă mereu mana regen. Wow, ce frumos. Deci sunt un pic mai compact cei de la Trust. Da, într-adevăr, ești un pic mai compact pe hartă, exceptând ultimele faze unde echipa SB s-a mișcat mai bine, dar nu a fost atenți acolo și au pierdut un oarecare avantaj care și-l însușiseră. Vedem foarte bine Tiny toți aruncă cu eroi în eroi adversari. Este genial acest Tiny, îmi place să văd pentru că face spectacol într-un match cu abilitățile sale. Arcane Boots deja îi conferă posibilitatea să spameze pur și simplu vrăjile. A picat și al doilea turn aici jos, cred că de ceva timp, nu am urmărit exact, dar foarte bine stă Lucifer aici și își farmează. Băieții sunt răbdători. Este 21-5 pentru SB. Un scor ceea ce le conferă o siguranță enormă chiar dacă au pierdut turnurile și da, nu exact sunt mai siguri așa. Nu contează foarte mult scorul într-un pentru că deși este 5-21, este totuși echilibrat, nu sunt au fost un pic gangați cei de la Trust, dar este un oarecare echilibru pe hartă. Da, și compoziția echipelor e mai ciudată. Vedem acum acest Tiny se tot plimbă, îi găsește prin pădure, îi nenoroșește pur și simplu. Da. Să l-a prins pe acel Shen, plus că este un erou care
face ușor fraguri din acel combo de care v-am spus, avalanșă toți, mai ales ca o eroi, uite, de-abia acum văd pe Pugna 1000 HP. Da, destul de low. El face 600 damage, 650 chiar, instant. Da, îl scapă Venge foarte frumos acolo și se combină acești doi eroi. Îi vedem în mare parte a timpului împreună pe Tiny și pe Venge. Nu știu dacă cea mai bună alegere ar fi să rămână aici. Probabil că o să vină și echipa până la urmă. Vedem Razorul deja a intrat în luptă. Da, a dat acel mecasm acolo. Așa mi s-a părut cel puțin. Bine, totuși că vedem un team play foarte bun din partea celor două echipe și așa cum spuneai tu, și meciul are o tendință de echilibru. Bine, deja văd că au venit și Doom cu Sacred Relic, o să fie avantaj clar SB. Nu știu dacă mai reușesc băieții de la Trust să întoarcă acest meci. Deja au așteptat prea mult, da. Chiar au așteptat prea mult, nu au reușit să pună Broodmother-ul, încă n-a reușit să termine acel BKB și băieții de la SB s-au combinat un pic mai bine, deși în deficit, să zic așa, erau mai puțini decât cei de la Trust acolo, dar s-au combinat mai bine, au lăsat Doom-ul singur să farmeze, mereu l-am văzut farmând, a venit de câteva ori la niște faze, a aruncat acolo un level de un Doom și și-a făcut treaba. În rest a farmat și acum o să-l vedem probabil după ce va pune acea radianță, o să-l vedem un pic mai des la teamfight-uri. Da, într-adevăr și-au menținut acolo un oarecare avantaj și de la SB și acum profită de chestia asta, sunt mai farmați, mai crescuți, echipa lor se bazează, cum spuneam și la început, pe un middle spre late game, a reușit să tragă suficient de timp și acum cred că lucrul ăsta se face simțit. Nu sunt convins dacă cei de la Trust au gândit foarte bine acest stil de joc, n-au fost suficient de agresiv și iată, asta-i costă. Nu cred că au jucat de prea multe ori, sincer să fiu, mă uit și văd o lipsă de experiență din partea jucătorilor de la Trust. Nu am văzut acest gen să vină foarte des la ganguri, n-am văzut foarte multe acțiune din partea celor de la Trust, decât acolo pe lane-uri, atât. În rest n-am văzut alt tip de acțiune. Da, în schimb, cei de la SB sau, da, exact, cei de la SB s-au tot mișcat, au, uite, acum vedem un mini bloc din partea lui Razor. Da, cam ăsta e meciul deja, un Doom cu radianță, minutul 25. Nu știu ce poți să-i faci, nu știu, trebuie să ai și tu un alt Doom cu radianță ca să... Sau măcar, da, un mereu echivalent, un AX, un... Probabil dacă acel alchimist farma mai bine, reușea să-și pună și el la acea radianță. Are totuși 3000 gold, dar farmul lui Doom a fost un pic mai bun, mai eficient. Mă așteptam totuși o radianță pe acest Weaver și o vedem pe Doom. Da, probabil văd că are 4500 gold, deci nu se grăbește, probabil o să facă un alt fel de item. Chiar curios ce o să facă. Deci mare mi-ar fi mirarea să văd că apare cu un rapier sau ceva. Ar fi o chestie interesantă, dar nu știu. Hai, s-ar termina meciul exact în momentul ăla, nu mai... Da. Ca Weaver are foarte mult escape, mai ales cu acel șucu, cum spuneai și tu. Și ultimata care îl întoarce pur și simplu înapoi în timp la... într-o poziție favorabilă lui. Da, și dacă mai bat și Roșanu băieții, ar fi destul de sigur. Acum n-am observat, acum am observat, mi-a atras tu atenția, erau la Roșan, mă uitam sus acolo la Weaver ce vrea să încerce pe acest Broodmother. N-apare nimic, nu e multă acțiune acolo. Ar putea lua un gem, Weaver-ul sau? Nu, are, au gem, pe are gem de da. Și ce nu se ia? N-am înțeles de ce Venge-ul ia aceste Aegis-uri, am văzut în mai multe meciuri. Are gem acum și de asta să-l protejeze. Plus că este bine, uite cum arată, e simpatic cu căciulița asta roșie. Fuga prin pădure. Ui! Da, e destul de bizară această animație cu căciula. Să urmărim cum se chinuie cei de la... Se chinuie că, uite, e mort.
E cu crucea în brațe, alerga cu crucea în brațe, nu știa pe unde să ajungă. Cred că ar fi cazul pentru un GG în aceste momente de dominație clară. Probabil și cei de la SB o să facă un push în curând. Viborul nu și-a terminat, deci nu încă, nu și-a terminat încă, haide, mai să vedem. Și auci acum Cucioara, Monkey King, dar joacă safe. Mult mai safe. Crezut că joacă un pic la spectacol, dar... Nu cred că ar fi reușit să-l doboare totuși, dacă și-ar fi făcut acea rapieră. Da, da, nu merită riscul King. Totuși. Mai ales că în meciul lor, de ce să le dea totuși încă o șansă celor de la Trust? Uite, ca să spun o chestie despre acest MKB. Godlike deja, s-a lăsat. Da, am spus noi la început că rău, firav, rău, firav. Uitați, acum 11 cu 2, Godlike. În minutul 28. Acest MKB când are acel true shot activat nu, true strike, pardon. True strike nu mai dă miss. Da. Foarte rău împotriva erorilor de agilitate care au miss, gen Mordred sau mai știu eu care. L-au folosit mai ales cred eu pentru acel Broodmother care are orb efectul acela de a da miss. Da, e un item. Vedem, o încercare de radianță pe alchimist nu o să fie finalizată în curând, nu știu dacă... Nu cred că mai are șanse. E deja foarte târziu un match, joacă mult prea agresiv băieții de la SB. Da, pică aproape one hit Pugna acolo, a luat două speluri și l-am văzut cum a murit din hitul lui Tiny de 400 de damage. Au încercat cei de la Trust să-și facă o echipă compactă, a spune eu, cu acești eroi. Să fie acolo toți uniți și la timp fight să reziste mai bine, dar le-au dat peste nas cei de la SB ușor de tot cu aceste două contre, Tiny și Doom. Da, foarte buni farmer și mult, mult damage. Farming instant nu e problemă, deci între băieții acolo. Plus au luat acest Vengeful Spirit care nu pică așa de ușor, mai ales pe lângă acești eroi. Godlike, vedem și pe Razor. Da, deja e cu liturghie aici în bază la băieții de la Trust. Venge moare, dar are Aegis. Nu cred că mai e ceva de comentat, da. Deja băieții de la SP să distreze aici băieții. În orice caz, o să dea băieții. Multe comentarii de acest gen puteți găsi pe www.dota-vidcast.ro. O să vă las adresele în descriere, să intrați acolo, să vă lăsați părerile. De asemenea, am pus pe site și un poll dacă vreți să-l vedeți pe pleată în echipa de casteri în viitoare comentarii de acest gen. Eu cred că face o treabă grozavă și comentariile sunt mult apreciate. Pentru chestia asta vă mulțumesc, vă invit să votați acolo, să vă exprimați opinia. Sper să ne urmăriți în continuare și la alte chesturi și la tutoriale. Eu am fost Ebolas. Iar eu am fost Plata. La revedere.